Funcționalitatea rețelei de apă și canalizare din satul Vad este împiedicată de un act care să demonstreze întregirea inventarului comunei. Dacă până acum reprezentanții comunei Șercaia au încercat să găsească o soluție de a actualiza costul lucrării, după ce prețurile la materialele de construcție au explodat, de curând s-au mai izbit de un zid și anume birocrația. Întregirea patrimoniului comunei, mai precis a inventarului comunei, pentru a putea da drumul la lucrarea de canalizare de la Vad. Este urgența numărul 1. Cu atât mai mult în condițiile și de criză economică, dar asta mai puțin are importanță. Are importanță din punct de vedere al constructorului, nu știu cum va finaliza lucrarea, și al nostru, nu știu cum o vom plăti, dar cert este că trebuie rezolvată. Dar din perspectiva actualei secete, pentru că seceta ne afectează toată țara, inclusiv pe noi și pe oamenii din Vad. Și oamenii așteaptă apă. Și eu stau din, pur și simplu numai din niște motive de birocrație, birocrație creată de structura asta stufoasă de la București, și ne întârzie pe noi în a face, a întregi patrimoniul comunei. Pentru mine e foarte simplu. Dacă eu am pus în listă pentru patrimoniu extrasul CF în care scrie Comuna Șercaia, în care scrie domeniul public, cel mai interesează pe XYZ de la minister, dacă am eu un protocol semnat în 2000 între nu știu ce instituție județeană și primărie. Deci cam așa se derulează lucrurile. De ce spun, de ce mă leg de patrimoniu? Nu se pot efectua lucrări și acolo a fost o modificare de traseu la Vad pentru apă, dacă nu ești, acum ei cereau inițial să ai viza numai de intrare în a intra în legalitate, adică la Ministerul Dezvoltării. Nu. Acum vor să ai hotărâre de Consiliu Finală în care ai intrat în domeniul, în inventarul comunei. Deci sunt lucruri destul de greu de gestionat. Să ai nervii foarte tari, ca să spun așa, ca să nu ți facă ăștia, să nu ți încrețească, pentru că la un moment dat abdici. În momentul când vezi tot felul de piedici de genul acesta și oamenii așteaptă apă și cum să le explic eu că nu e trecut în inventar nu știu ce bucată de teren pe care trece conducta, în inventarul comunei, de-aia n-are el apă. Valoarea proiectului de la Vad este de 1,5 milioane de euro, iar odată cu încheierea acestuia, toți locuitorii satului Vad vor beneficia de alte condiții de confort.